domnule profesor, poate ați observat cu câte emoție am anunțat venirea acestor copii. Oare de ce? Tocmai pentru că fac parte și eu din acest sat, din această localitate și sunt mândră. Fiind profesoară de limba și literatura română, permiteți-mi, stimați invitați, să fac o paralelă cu un bine cunoscut roman din literatură și anume Neamul Șoimăreștilor de Mihail Savinteanu. După anii îndelungați de privilegie, personajul principal, Tudor Șoimaru, se reîntoarce în satul natal, însoțit pe doi prieteni. Ajuns pe tinta deanului, le spune în felul următor: dragii mei, acesta este satul meu. O casă de răpânată în vale, până un an de an, prietenii se uită mirați. Da, așa este, acesta este satul meu, însă sunt mândru că fac parte din el. Sigur, societatea românească a evoluat și evoluează continuu. Avem oameni harnici și gospodari cu care ne avem case una și una. Stimați invitați, sunt curioasă și onorată pentru că prezint copiii din satul în care m-am născut. O să vedeți că pe lângă pământe încercăm și am încercat să promovăm un obicei poate de pe vremea strămoșilor, de pe vremea bunicilor. Poate o să-l observați și dumneavoastră în pergămintea. Într-un fel, încercăm și încearcă acești copii să vestească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Acest obicei se numește Vitaminul pentru dumneavoastră, copiii de la parohia Fântânele. Masa, Iubică, masa de bucate tine, ieșitează la fereastră și ascultați colina noastră. La toată casa lumină, vin colină. Ieșiți ca de la fereastră, vin colindător.
din Fecioara Maria. Cine este? Ce poftește? Sunt Irod. O, firade, ești în fire ca să intri pe la mine? Sunt Irod, domnitor, altfel peste pământ. Căci mai mare decât mine nu mai este nimeni, nici mai mare, nici mai tare decât acest palo. Ești Irod, domnitor, aripat peste pământ, nu te temi de Dumnezeu care este a zice. Nu te temi că te vor bate ale tale lungi păcate, fără de legile tale poruncii planetelor, mai ales comete. Ofițer! Poruncă prea înaltă, împărate! Ce veste de rău sau de bine poți să aflu de la tine? Dar nici împărate mare, veste ne-a sosit, doi crede de la răsărit, în toată lăsurit. Și-a venit aici în grabă, tută mea de întreabă, zic că Dune s-a răspund, domnul lume nevăzut, împăratul cel mai mare care nu înseamnă. Merge, caută și cheamă ca să-i dea tân și seama, ce caută, ce doresc, cu tân și să vorbesc. Poftiți, creierul, veniți, răspune, ce doriți? Părintru cei de sus, lui de acolo am venit, din răsărit și de acolo am venit. Am venit tot cu postea, cu distare și cu bine. Domnul Dumnezeu ne-a dat și împăratul. Ne-ai barbar din răsărit, pentru aceasta am venit. Și cu astfel de cuvinte ai spitit pe un părinte, nu suntem nerușinoși, prin asta vă defăimați. Ce vă luați voi lumea ca pe un tânăr împărat? Ia mai stai cu solidar și mie de măchina, nu-și optimi niciun ușoare ca sunt. Împărate, pentru că suntem multe răsărit și suntem niciun anul putem și pe împăratul căutăm acolo sus la răsărit, o temare să ai fi. Eu sunt Irod împărat, pe care am încălecat, palo cu mână la mar și mi-i plai m-am dat. Și cu piciorul când am dat pământul s-o putre un rat. Pus copii în ceartea de 2 ani și mai vreo putre un răcuștor. Și la ce tot căutați să spuniți să vă chinați, să aveți o ceva știre despre asta, prorocile. Căci unde și care parte da cea cea cetate și ce parte împărătească toată împărată noastră. Iar iubiții mei s-o dat astfel de mexecutat, la aceștia mi lega și cu sarea lui. Azi vreau te învăța, capul nostru. Craierul, dați adevăr, că de nu vezi legați și ușoare aruncați. Adevăr de legați la capul vostru treabă. Scoală, păstor, nu dormiți, somnul nu va folosi. Vei la viflaim în grabă și acolo de întreabă și acolo vei afla că s-a născut Mesia din Fecioara Maria. Of, of, îndată ce m-am făcut minunat vis am visat și mi s-a părut prin vis că tot cerul s-a deschis. Și-l vedeam pe Dumnezeu cum stătea pe tronul său. Un înger mi s-a evit și așa mi-a poruncit. Merg la Viflaim de grabă și acolo de întreabă că s-a născut Mesia din Fecioara Maria. Of, oasme de îngrădire, încercați-o la stăpânire! Nu vă temeți de răzbunare și de paloșul meu mare care poate să mă veți capul vostru să vină tine. Numai singur sunt pe nume, ilodesc al meu nume, iar voi năruși pământeni din unghiul răsărteni. Vai de voi că dau pământ să vă pun azi la muncă. O cerescule, părinte, ascultă mele cuvinte, dă-le minte lor să creadă în cerească sunt rază. Prea puternice, împărate, te rog, lasă-i pace, că niciun om nu vă face. Prea elor, veniți la mine cu darul să mă cam bine și cetăți-o mai străbate, că rământe neumblat, dar vă spuneți și mie nașterea cum o să fie, că și eu cu plecăciune să mă fac o primăciune să mă închin și eu ca la bună.